devenit iepurele alb. Aceasta este povestea noastră de astăzi. Ochi de șoi, indianul din tribul Pieile Roșii, era un foarte bun vânător. Dar vara, din cauza căldurii prea mari, toate animalele porniră în căutare de apă, așa că nu mai găsea vânat, iar familia lui nu mai avea ce să mănânce. Tot tribul ducea lipsă de hrană. Într-o zi, sfatul bătrânilor s-a reunit și s-a hotărât ca toți tinerii să plece spre cele patru zări pentru a căuta hrană. Astfel, Ochi de Șoim se sui în canoa lui și se hotărâ să plece în urmărirea animalelor până în Marele Nord. Vâslui el ce vâslui și într-un târziu se trezi că a ajuns până pe tărâmul furtunilor de zăpadă. Indianul se bucură pentru că era mai ușor de zărit urmele animalelor în zăpada albă și, într-adevăr, văzu urme de copită de cerb. A început să pornească în urmărirea lor, dar zăpada strălucea atât de puternic că, în curând, ochii lui nu mai văzură nimic și se rătăci. Spre norocul lui se întâlni cu un iepure maroniu care, mărinimos, s-a oferit să-l ajute. Ochi de Șoim s-a bucurat foarte tare, pentru că pe zăpada albă putea vedea cu ușurință pata maronie a iepurelui. Așa că acesta îl conduse înapoi la canoia lui. Ochi de Șoim reuși să scape. Îl mângâie pe iepuraș și drept mulțumire, pentru că l-a ajutat să nu moară de foame și frig, fiind rătăcit, rugă spiritele să-l transforme într-un iepure alb, pentru ca în zăpadă să nu-l poată vedea vânătorii și astfel să fie și el protejat.